alimentația astea, una, ar trebui să fie una dintre preocupările noastre uh, zilnice sau importante, alimentația sănătoasă, desigur, însă uh, cred că um, unor putem să exagerăm uh, cu asta. Și mai ales atunci uh, când vorbim despre perioade stresante, perioade în care avem, uh, nu știu, examene de dat, uh, anumite proiecte de predat, uh, eu știu, tot felul de uh, probleme care apar sau poate un copil răcit care noaptea nu ne-a lăsat să dormim sau tot felul de lucruri de genul ăsta care ne solicită mai mult, care ne dau o stare de nervozitate, de agitație, presupun un consum mai mare de energie din partea noastră, răbdare și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne permitem niște mici escapade, între ghilimele gastronomice, niște mici plăceri, care să ne ajute să putem trece mai departe de acel moment, urmând ca, ulterior, să ne revenim, adică să uh, fim, să respectăm din nou uh, ce ne-am propus din punct de vedere alimentar, activității fizice și regulile pe care ne dorim să le, să le urmăm. Uh, cred că modul acesta de, de viață am întâlnit persoane care sunt foarte, foarte stricte uh, cu... Uh, e adevărat, nu sunt foarte multe, uh, dar uh, cred și eu, să zicem, nu sunt foarte strictă cu alimentația, dar uh, um, am anumite lucruri peste care tind să nu, să nu trec. Uh, um, sigur că unele dintre ele nici nu-mi fac plăcere, anumite alimente nu-mi face plăcere să le mănânc dar la altele renunț deși îmi plac, mi se par foarte gustoase, dar renunț pentru că știu că nu sunt sănătoase. E, dacă sunt în perioada asta în care renunț la ele și se suprapune această perioadă cu ora copiilor și nopți nedormite. Mi este foarte greu și atunci mi se pare că eu singură îmi pun prea multe lucruri de cărat în spate și la un moment dat mai pot să le duc. Și mă descarc printr-o ceartă sau poate printr-o stare de nervozitate sau poate nu mă descarc deloc. Și în oricare dintre aceste situații nu e bine. Nici pentru mine și nici pentru cei din jurul meu care așteaptă de la mine să fiu o mamă liniștită, răbdătoare, care să ofere tot felul de lucruri necesare. Ei bine, eu zic și nu zic, sunt convinsă de fapt de lucrul de faptul că la un moment dat am nevoie de o prăjitură, la un moment dat uh, am nevoie să ies undeva singură să mă plimb, uh, la un moment dat am nevoie de, nu știu, să mi uh, să desenez, am nevoie să, nu știu chiar cu desenul la mine, nu e neapărat o, să citesc și să mă las toată lumea să citesc pentru a putea să împun pun gândurile în ordine. Uh, acele 50, 15, 30 de minute oră sunt foarte importante pentru mine, fiindcă mă ajută să mă încarc. Și cred că micile momente astea așa fac parte tot din puzzle-ul care se numește viață, care se numește zi, lună, perioadă din, uh, din timpul nostru, uh, uh, care face, care ne face să fim uh, exact, știți, vorba aia că nu mă mai recunosc pe mine. Din mai multe frustrări de genul ăsta, în general mi s-a întâmplat atunci când copiii erau foarte mici, în primele 2 ani de viață, aia nu făcea desă, nu ieșeam foarte mult din casă că nu aveam cum, trebuia să ies cu copilul, el avea tot timpul nevoie de mine sau ei aveau mereu nevoie de mine și nu mai știam nici cum mă cheamă, adică nu mai țin minte să fi făcut momentul în care am, am rupt pentru mine o jumătate de oră în care să fac ce vreau, nici nu mai știam ce vreau și ce mă, mă relaxează. E, um, momentele, um, în momentele respective eu consider că nu mă recunoșteam pe mine pentru că nu mai eram um, omul care să aibă răbdare, care să poată da un sfat bun la un moment dat, care să poată să ajute pe cineva, care... Um, nu știu, căruia îi place uh, un anumit lucru, da? Deci trăsăturile astea ale mele de caracter nu mai erau acelea și nu mai ieșeau la iveală, uh, fiindcă eu nu îmi acordam mie uh, timp. Uh, cei din jurul nostru să știți că se obișnuiesc și acceptă și uh, ne înțeleg momentul în care încercăm să-i facem să înțeleagă asta. Uh, o prăjitură chiar dacă vrem să fim slim fit și abdomen cu pătrățele, ai să fim serioși câți au și câte femei au abdomen cu pătrățele, dar în fine, uh, dacă e o perioadă foarte, foarte stresantă, să știți că abdomenul acela cu pătrățele nu se strică dacă mai mâncăm din când în când o prăjitură. Um, mai ales când știm în ce moment al zilei și garantat dacă mânci seara o prăjitură nu se va odată pe lună, o prăjitură seara fix înainte de culcare vă garantăm să întâmplă absolut nimic. Bine, absolut nimic, s-ar putea să avem poate niște arzuri la stomac, dar și dacă prăjitura este, mă rog, este în termen, în termenul de garanție, sigur nu o să avem uh, nicio problemă. Așa încât cred că la un moment dat, lesa asta pe care o punem singur, dacă o mai slăbim din când în când în momentele în care suntem foarte stresați și în momentele în care avem nevoie de putere și de energie, nu ni se întâmplă nimic. Este o dovadă de înțelepciune și o dovadă că dorim să ieșim cu bine din acel moment să-l depășim eficient. Să ne revedem cu bine mâine dimineață zi minunată tuturor!